Bun, începem cu cea mai importantă știre de astăzi. Băieți și fete? Sau doar băieți? Doar băieți. Băieți. Adică mă rog, voiam să vă spunem faza. Asta, așa se numește rubrica. E o rubrică nouă dedicată masculinității toxice. Ia să vedem. Și, alpha males pe poziții. Un studiu de la University College London confirmă legătura între bărbații care conduc mașini sport rapide și nesiguranța cu privire la dimensiunea penisului lor. Da. Știam eu. Și că s-a făcut sondaj pe 200 de bărbați, bărbații de peste 30 de ani au apreciat mașinile sport ca fiind mai dezirabile atunci când au fost făcuți să simtă că au un paris mic. Da. Da. Ca să înțelegeți și să nu să nu puneți la inimă că aveți, mă rog, da, adică să mergeți cu decapotabila și să dați mai tare. Cocoșele, cocoșelule, ați revenit târziu acasă. Cocoșele, cocoșelule, ai uitat de puica ta frumoasă. Cocoșele, rău nu fi, mâine vei îmbătrâni, puica nu te-o mai iubi. Vai ce-mi bate inimioara când colinzi din toată țara după alte păsărele. Morning glory, morning glory, am făcut-o de 5 ori.